Mișcarea globală care luptă pentru drepturile omului, Amnesty International, a anunțat că ieri s-a aliniat ONG-urilor care au criticat decizia autorităților de suspendare a licenței de emisie a 6 posturi TV și a cerut o argumentare clară a acesteia. Ce se spune în document, vedeți acum. Asociația Amnesty International Moldova se alătură organizațiilor semnatare a declarației prin care își exprimă îngrijorarea în raport cu perpetuarea practicilor de suspendare a licențelor posturilor de televiziune în lipsa unor explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică măsurile restrictive. Într-un comunicat de presă emis pe rețelele de socializare, asociația face un apel prin care cere autorităților să comunice neîntârziat argumentele și probele ce au stat la baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. În declarația ONG-urilor din media se spune că deși CSE a dispus suspendarea licențelor de emisie a 6 posturi de televiziune pentru că ar fi un pericol la adresa securității informaționale și și-ar realiza activitatea cu multiple încălcări ale legislației, hotărârea autorităților nu conține niciun argument sau referințe la motivele serioase, convingătoare, justificate și probate corespunzător care au stat la baza deciziei de suspendare. De asemenea, în hotărârea CSE lipsește informația exactă despre sancțiunile aplicate anterior de CA în privința fiecărui furnizor de servicii media vizat, dar și multiple încălcări ale legislației constatate de către SIS. Prin urmare, atât publicul general cât și societatea civilă este privată de posibilitatea de a evalua proporționalitatea ingerinței, dar și legitimității scopului urmărit de către autorități. Această abordare facilitează apariția îngrijorărilor în raport cu oportunitatea și gradul de compatibilitate a măsurilor restrictive cu principiile și valorile inerente unui stat democratic. ONG-urile semnatare recunosc necesitatea de a implementa măsuri urgente pentru a asigura securitatea informațională a statului, însă subliniază că măsurile cu caracter restrictiv trebuie să fie fundamentate prin argumente convingătoare, probe certe și implementate într-o măsură în care să asigure excluderea dubiilor privind legalitatea și proporționalitatea ingerințelor. Reamintim că statul are obligația de a pune în aplicare un cadrul legislativ și administrativ adecvat pentru a asigura pluralismul audiovizual eficient. Incapacitatea autorităților de a-și explica deciziile generează suspiciuni că măsurile restrictive au fost aprobate în mod nejustificat, în detrimentul diversității opiniilor politice exprimate, dar și în defavoarea consolidării protecției libertății de exprimare în mass media audiovizuală. În aceeași ordine de idei, exprimăm regretul că apelul anterior al ONG-urilor de media pe marginea cazului de suspendare a licențelor a fost întâmpinat cu tăcere de către autorități. Pentru a elimina interpretările eronate și tendențioase, precum și pentru a aduce mai multă claritate, organizațiile semnatare solicită ca toate circumstanțele de fapt și juridice care au stat la baza deciziei CSE să fie comunicate public, se spune în declarația semnată de 6 organizații neguvernamentale. Amintim că și avocatul poporului s-a arătat îngrijorat de decizia CSE de sistare a licenței de emisie a 6 posturi de televiziune și a cerut informații suplimentare și complexe privind circumstanțele ce ar justifica măsurile intruzive impuse. Serviciul de informații și securitate a cerut Comisiei pentru Situații Excepționale să suspende licențele de emisie a 6 posturi TV, pe motiv că, prin intermediul acestora, Federația Rusă ar încerca să influențeze alegerile locale din Republica Moldova. Postul nostru de televiziune consideră acuzațiile neîntemeiate. În plus, Orizont TV nu a admis încălcări care, potrivit legislației, ar fi putut duce la suspendarea licenței de emisie. Ieri, Orizont TV și postul ITV au atacat decizia CSE în instanța de judecată. Și colectivul redacțional al posturilor de televiziune Prime TV și Publica TV și a portalurilor Prime.md și Publica.md a condamnat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, pe care au numit-o ilegală.